Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar acesta este episodul de vineri. Episodul ăla în care noi vorbim despre diverse tehnologii, nebunii și alte, de-astea, știi? Știi, mă? Știi, nu? Basme! Basme! Răzvan mă întreba un pic mai devreme, păi stai un pic, ne apucăm de filmat și n-avem script? Păi nu, n-avem script pentru că vreau să o fac gen old school cum le făceam la începuturile canalului nostru minunat pe Sigaraș TV. După cum bine vedeți, am lângă mine sistemul nostru de streaming și carcasa minunată pe care mie mi-a plăcut, de care mie mi-a plăcut foarte mult, New Arc 90 de la Deepcool. Ce voi face? Și de ce voi face? Pentru că în următoarele două săptămâni urmează să ne mutăm într-o locație nouă, noi cu studioul nostru minunat, și o să avem acolo două cămăruțe ale noastre, una în care vom filma produsele care ne vin la review și alta dedicată specială live-urilor, adică vouă. Așadar și prin urmare m-am gândit, băi, nu putem să punem sistemul ăsta de streaming să-l vadă toată lumea. Arată ca naiba, găurică aici, găurică în spate, prăfuit, e albul ăsta, nu mai e alb, e crem, e galben, e... A trecut timpul ei. Și m-am gândit să facem un episod în care să mutăm toate componentele în New Arc 90, dar pe de altă parte, ca să nu fie numai așa, să nu fie plictisitor în adevărat un sens al cuvântului, o să facem și un test la sfârșit, să vedem temperaturile în carcasa asta și temperaturile în carcasa asta. De ce? Pentru că avem două sisteme de răcire total diferite. Aici este un sistem de răcire pe aer, un ventilator slăbuț el, iar în New Arc 90 de la Deepcool avem un sistem de răcire de tip all-in-one, Captain. Cine n-a auzit de Captain? Da? Pe lichid. Așadar și prin urmare o să ne apucăm prima oară de dezasamblarea acestui sistem și vom muta toate componentele în această minunată carcasă. Singura chestie care mă doare în adevărat un sens al cuvântului este că nu am un IO Shield pentru placa de bază. Așa mi-a venit, am primit-o că de calul de dar nu se caută la dinți, având în vedere că placa de bază a fost un cadou de la prietenii noștri de la Asus. Am tot căutat în decursul timpului, poate găsesc un IO Shield care să potrivească cu mufele de pe spate. Din păcate nu am găsit. Asta e. O să arate urât, știu. În mintea mea o să fie, arată urât. Asta e. N-am ce să-i fac. Momentan o să o dăm pe domnișoara, doamna carcasă, jos și o să ne ocupăm de dezasamblarea sistemului. Auzi, mă, să păstrăm și ventilatoarele care mai sunt pe asta și să le montăm pe asta? Am putea. Păi hai să procedăm. Asta e. Am scos tot ce am avut de scos din Cooler Master Storm Striker, o carcasă pe care eu în continuare o iubesc foarte mult și mi-aș dori din tot sufletul ca producătorul Cooler Master să vină odată cu versiunea a doua, așa cum promiteau acum 6-7 ani de zile. Poate au venit și nu am fost eu atent, dar cert este că mi-au zis la un moment dat, o să primiți o carcasă, un Storm Striker de la noi pentru review, modelul nou. Nu a mai venit modelul nou, între timp a venit modelul ăsta de care eu m-am îndrăgostit. Asta e. Și să le punem la loc. Asta nu o să le folosesc pentru că sunt deja descentrate și dacă sunt urate, încep să facă scandal în adevăratul sens al cuvântului. Așadar, draga mea, Storm Striker. O să-i spunem adio. O să vărsăm o lacrimă. Și o să mergem mai departe. Viața trebuie să continue într-un fel sau în altul, cu sau fără tine. Așa. Iar înainte de a ne apuca, o să trebuiască să scoatem
ventilatorul de pe jucărie asta. Sper să nu iasă. N-are cum să iasă. Dar nu e încă pietrificat, e ok. E ok pentru că de mult a fost forjat. Am terminat și cu nenea și ne-a mai rămas placa. O să curățăm bine, bine, bine de tot pasta pe care o să o înlocuim, dacă nu cumva are preaplicat sistemul de răcire. Dar o să vedem în câteva secunzele. Ne-am chinuit, mă? Ne-a plăcut? Ne-a plăcut. Ne-a plăcut. Dar ne-am chinuit? Unde? Un pic. La dezasamblare și un pic la cablurile din spatele carcasei, nu? Dar carcasa arată mișto, n-ai ce să zici. Nu poți să nești lucrul ăsta. Din punct de vedere estetic, sistemul nostru de streaming arată bestial în momentul de față. Poate vă întrebați din punct de vedere al funcționalității, cum stă. Stă destul de bine și acolo, pentru că diferențele de temperatură pe procesor sunt relativ mari între ce aveam noi înainte și ce avem acum. Temperaturile maxime pe ventilator dinainte erau undeva la 88 de grade, iar minimele erau la 31. Pe lângă sistemul pe care îl vedeți acum, carcasa pe care o vedeți acum, 27 de grade minim cu 77 de grade temperatură maximă. Eu zic că este mai mult decât decent, iar sistemul ăsta de răcire e bun, foarte bun. Așadar și prin urmare, acesta a fost episodul de prezentare a noului nostru sistem de streaming, sau mai bine zis, casa noului nostru sistem de streaming. Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut? Butonul ăla like. Dacă nu v-a plăcut, și butonul dislike este opțiune. Iar dacă sunteți aici în trecere pe minunatul nostru canal PC Garaj TV și vă place ceea ce facem pentru voi, apăsați butonul acela mare, dreptunghiular, rotund, pătrat, ce forme mai sunt, mă? Pe care scrie subscribe sau abonează-te. Eu am fost gazda voastră, Mădălin, și vă doresc toate cele bune.